Bună seara, domnilor și domnilor, l-am alături în studio pe scriitorul Gabriel Liceanu. Vă mulțumesc, domnule Liceanu, pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Domnule Liceanu, dialogul nostru e prilejuit de un moment aniversar, 25 de ani de când există editura Humanitas, și vă mărturisesc că gândul meu a fost că, vorbind despre asta, am putea să vorbim și despre România de astăzi, 25 de ani de democrație. Așa că să o luăm cu începutul. Imediat după Revoluție, Andrei Pleșu vă invita să restructurați editura politică, o moștenire destul de otrăvită. Era vorba de editura Partidului Comunist, care edita în principal documentele partidelor frățești, filozofie marxist-leninistă și omagile lui Ceaușescu. Dacă asta este o comoară, că ți se pune în braț așa ceva, în primul rând, o editură nu are o avere în sediul pe care îl ocupă, ci în portofoliu pe care îl are la dispoziție. Ori portofoliul editurii politice era zero pentru un nou început. Era exact suma cărților care trebuiau eliminate, suma cărților care practicaseră cenzura sau ideologizarea. Sarcina mea era unui curățitor de teren, a unui teren care se murdărise de-a lungul unor decenii. Deci totul era de deconstruit în vederea unei reconstrucții. Era o muncă grea. Și în niciun caz una în care porneai la drum plin de avantaje. Pentru români, domnule Liceanu, Humanitas a însemnat în anii 90 un mare proiect cultural recuperator. Adică ni s-a dat accesul la o bibliotecă interzisă. Fuseseră interzise în principal istoria scrisă într-un mod adevărat, științele politice, filozofia mare a lumii, gândirea liberă și domeniile religii. De ce trebuiau urgent recuperate? Pentru că ele construiau structura mentală a oamenilor. Noi trăiserăm cu cărți otrăvite. Nu vorbesc de literatură, vorbesc de cărțile de științe umaniste. Și atunci, oamenii care se hrăniseră cu ele nu mai gândeau pe cont propriu, gândeau în tiparele unei ideologii. Cum puteam să eliberez mințile lor? Mi-am dat seama că eu intrasem în această nouă istorie ca un om liber. Eu avusesem o bibliotecă, aia interzisă, în mod oficial, care m-a făcuse liber. Mi-am zis că ăsta este antidotul pentru ce trăiseră și ăsta e modul de a îi face pe oameni să-și elibereze sufletele și mințile. 20 de milioane de cărți în 25 de ani, cărți care ar fi trebuit să lucreze în român, ar fi trebuit să-i modeleze. V-aș întreba, ce schimbări vedeți acum, unde ar mai trebui lucrat? Doamnă, întrebarea pe care mi-o puneți trimite la o întrebare care nu mi-a dat pace toată viața. Cum pătrunde spiritul în lume? Asta nu se poate măsura. Nu este ca intrarea unui lichid într-un vas și vezi cum crește. Pariul fundamental a fost cum facem ca societatea română să fie alcătuită din oameni care gândesc cu mintea lor, care nu pot fi manipulați, care nu se duc și bagă orbește votul în urnă, care știu ce să aleagă între Est și Vest, știu ce să aleagă între valorile selecționate de omenire de-a lungul unor milenii. Ce e permis, ce nu e permis, unde se limitează sau se condiționează reciproc libertățile într-o democrație funcțională? Punctul de plecare era replica aceea a papei. Dacă cineva îmi insultă mama, se poate aștepta la o replică violentă. Și a urmat schițarea. Da, nu m-a uluit treaba asta. Nu, până mi s-a explicat de către prieteni că nu a fost vorba că asta propune. Pur și simplu, pe mine m-a contrariat pentru că asta pusă în gura capului Bisericii Catolice contravine esența însăși a valorilor creștinismului originar. Că te aștepți la asta e un lucru, dar că lucrurile sunt reglate în clipa de față cu mijloacele democrației, cu totul altfel. În speță, dacă cineva te jignește sau cineva îți face un rău, nu-ți faci dreptatea singur. În cazul în care cineva îți ucide copiii, nu tu te duci să-l ucizi, ci există instanțe care vor face asta. Evident că nu cred că libertatea de expresie n-are granițe, pentru că ea, în toate constituțiile țărilor civilizate, este cenzurată excesul jignitor. Nu poți înjura la televiziune. Dacă dumneavoastră mă înjurați pe mine acum, n-am să vă dau un pumn. Am să mă duc și am să vă reclam.
și bănuiesc că o să o pățiți. Cam așa se reglează lucrurile, nu? Dar nu-mi dați. Nu. Vorbeam despre democrație și libertăți, despre faptul că o democrație autentică și sănătoasă nu se face stând deoparte, ci ieșind public, fiind curajos. Și acum v-aș întreba, cum se educă frica, domnule Liceanu? Pentru că lăsați să se înțeleagă că dacă România arată așa cum arată astăzi, e poate și din cauza asta. E frică, e inerție, e indiferență? În clipa în care am înțeles că s-a petrecut o răsturnare a unui regim terorist, automat deduceam că mi-am câștigat libertatea și nu mai exista nicio scuză să tac de frică. Și prima mea reacție a fost să scriu acel apel către Lichele în 30 decembrie 1989 și am constatat imediat replicile care au venit din partea unei puteri care nu se curățase de rezidurile anterioare. Era, ce vă băgați voi? Vedeți-vă de filozofie, vedeți-vă de cultura voastră. Ați nebunit cei cu... V-a întrebat cineva? Ideea că fiecare om, fiecare individ este răspunzător de societatea în care trăiește, ceea ce se numește spirit civic, este lucru care a fost distrus în totalitate înainte de 90. Nimeni nu avea voie să participe la viața publică și să-și dea cu părerea în privința treburilor comunității. Doar partidul. A recupera această stilistică a individualității în care tu ai dreptul să-ți spui în ce lume vrei să trăiești, este o chestie majoră. Niciun om nu mai are astăzi scuza că e frică, că își pierde jobul, că își supără șeful, că pățește ceva de la cineva, țăriște. Pentru că atunci când îți spui nu mă bag, vei avea o lume pe care, în care vei trăi, care nu va fi cum ai vrut tu. Și pe urmă te vei mira că trăiești într-o lume mizerabilă. Dar și în planul formării personale, domnule Liceanu, cum se educă frica? E vorba de cu ce imaginea ta poți trăi? Poți trăi cu imaginea unui iepure fricos? Înainte spuneai, n-am cum să devin vultur sau leu. Dar astăzi nu te împiedică nimeni să-ți asumi toate riscurile din lume spunându-ți că felul de viață pe care vrei să-l trăiești, ți-l poți alege. Acest raționament îți dă curaj. Acest lucru te face să nu fii indiferent la felul în care arăți tu cu tine și în lumea din jurul tău. Domnule Liceanu, e constantă pledoria dumneavoastră pentru carte. Cartea te luminează la față, te leagă de ceilalți și de generațiile de dinainte, dar sunt o grămadă de oameni care pot să spună, trăim bine mersi și fără carte, avem sigur internet, avem tehnologie, nu mai e timp, citim sinopsisuri, rezumate, ne descurcăm. Vor plăti. E ca și cum ar trăi mâncând toată ziua buline ca pisicile și căței. Bănuiesc că un lucru e să ronțăi toată ziua mâncare în pastile și altceva e să mănânci mâncarea autentică a naturii, nu? La fel este și în lumea spiritului. Un lucru este să folosești o pagină de pe internet, o informație de pe Google, și altceva este să pătrunzi în universuri, în vieți diferite, sau să ai un comerț activ cu marile idei ale lumii care îți vezi viața. A avea o informație e un lucru. A îți cultiva mintea în oceanul cărților e cu totul altceva. Mintea poate rămâne nespălată. Nu te cureți în mod pozitiv pe minte stând cu internetul. În schimb, adevăratele detergente ale creierului, care fac un creier curat, frumos, personal, nu pot evita cartea. Niciodată. Specia și-a modificat structurile din clipa în care a apărut cartea pe lume. N-am nicio îndoială. Pentru că prin carte se transmite selecția tot ce este excelent într-o generație. E ca și cum n-ai vrea să ții cont de ce au găsit alții înaintea ta. E ca și cum ai luat totul de la zero. La final, domnule Liceanu, ați scris la un moment dat că speranța dumneavoastră merge acum spre generația tânără, care ar trebui să reinventeze ceea ce dumneavoastră ați numit un patriotism de corecție, care să conecteze România la valorile umaniste ale Occidentului, formate în 2000 de ani, dar
pierdute, lăsate deoparte în timpul comunismului, din ce s-ar hrăni acest patriotism de corecție? Deci aș distinge între două forme de patriotism. Există un patriotism marcat de istorie, în stilul constituirii națiunilor moderne. Patriotismul atunci se manifesta mai ales prin dorința de a merge la război ca să-ți câștigi independența. De pildă, 1877. Ăla a fost un gen de patriotism în care România își câștiga dreptul de a trăi pe picioarele ei în istorie. Atunci patriotism înseamnă să fii în stare să mori pe un front. La fel s-a întâmplat în primul război mondial. România Mare a presupus un patriotism de expunere de acest tip. Război, tranșee, îmi dau viața pentru patrie. Cum arată el azi? Azi patriotismul se mai judecă în termen de război. Se judecă în termen de război extern și de război intern. Deci este un patriotism de corecție în care te războiești cu forțele răului dinăuntru. Așadar, a fi patriot ca om tânăr înseamnă să te duci la vot, ca să te lupți cu răul în forma lui internă. Patriotismul după 90 însemna să te lupți cu cei care vreau să țină societatea în formulele dinainte machiată, e drept. Patriotismul dinainte de 90 era cel al disidenților care puteau să se lupte cu răul intern. Când derapajele de la democrație devin acute, cum s-a întâmplat la noi în 2012, a fi patriot înseamnă a te lupta cu cei care creează aceste derapaje ale democrației. Deci lupta pentru o societate civilizată, cu toate entuziasmul și pasiunea de care ești în stare ca om tânăr, înseamnă patriotism. Vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Iriceanu. Și eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit.